Salutare, prieteni, și bine ați revenit! Astăzi o să discutăm puțin despre sinologii și despre cum o să înlocuim sursa de alimentare care tocmai s-a defectat. Hai să-ți arăt în continuare cum faci lucrul acesta. Bine ai revenit! În episodul de astăzi o să discutăm puțin despre sinologii și despre cum îi înlocuim sursa de alimentare, pentru că se va întâmpla la un moment dat ca sursa de alimentare să cedeze. Este vorba despre un disc station modelul DS1815+, deci este varianta cu 8 bay-uri și, bineînțeles, dacă ați ajuns aici, sunt sigur că aveți o problemă cu sursa de alimentare. Pur și simplu, apăsați butonul de pornire și efectiv refuză să pornească. Haideți să facem și noi acest lucru, să vedem dacă putem să reparăm această situație. O să folosesc un cablu de alimentare pe care tocmai îl am în studio. Odată conectat cablul de alimentare, o să încerc să aprind nasul. Din păcate, acesta nu se aprinde. Oricât aș ține apăsat, oricât aș apăsa, nu se va aprinde. Bineînțeles că fixul acestei situații este înlocuirea sursei de alimentare. Eu am comandat o sursă de alimentare de pe eBay, mi-a sosit și o să o montez împreună cu voi să vedem dacă sursa de alimentare este problema care va fi rezolvată. Cum ți-am spus, sursa de alimentare a fost comandată de pe eBay, a sosit printr-un curier rapid și am decis să o montez împreună cu voi. Cam așa arată sursa de alimentare pe care tocmai am comandat-o. După cum poți vedea, are o mufă în partea de sus și o mufă de alimentare în partea de jos alături de ventilator. Hai să citesc câteva indicații de pe ea să vedem exact dacă se potrivește. Din ce îmi spune aici, este fabricație în China, nu dă mai multe detalii, îmi spune că are 300 de W maxim, este de la Seasonic. Cam asta găsești în momentul când comanzi. O să mai ai și două cabluri. Ai un cablu, un prelungitor, o să-ți arăt imediat ce vei face cu acest prelungitor. Și în cutie o să mai găsești cablul de alimentare care se va conecta în sinologii. Mufa care se conectează în sursa de alimentare, mufa generală sau mufa mare care se va conecta în sinologie și cele două mufe de alimentare. Hai să mergem în continuare să-ți arăt cum facem și lucrul acesta. Pentru a desface carcasa nasului o să folosesc o șurubelniță tip cruce sau tip stea, depinde cum vrei să spui tu. Avem cele 6 șuruburi care se vor demonta relativ ușor. Odată desfăcute șuruburile, nu-ți rămâne decât să scoți carcasa nasului. Acest lucru se face foarte simplu. Cu nasul în față, nu trebuie decât să tragi puțin în spate și să ridici carcasa. Lucru care n-a durat mai mult de 30 de secunde. Ca să faci această operațiune, îți recomand cu tărie să scoți din priză sau să deconectezi la sursa de curent serverul și să ai oarecare experiență în domeniul electric. Nu face treaba aceasta dacă nu ești sigur pe tine și dacă nu știi ce faci. Există riscul să te curentezi, să te electrocutezi și să mori. Deci ce vei face în continuare va fi pe riscul tău. Aici vei vedea mai multe mufe care vor trebui scoase. În primul și primul rând va trebui să scoți mufa principală și va trebui să scoți două mufe separate, stânga și dreapta. Ca să demontezi sursa de pe server, ai nevoie de o șurubelniță stea, aceeași șurubelniță pe care am folosit-o la deschiderea carcasei. Lucrul va fi simplu, aici vom avea decât 4 șuruburi. Cele două șuruburi din lateral au fost desfăcute. Urmează cele două șuruburi din partea de sus. Odată ce ai eliberat cele două cleme care susțin sursa de alimentare, nu îți rămâne decât să scoți cei 3 conectori de pe placa de bază, conectorul mare care se alimentează direct în placa de bază și cei 2 conectori mici care alimentează harddiscurile pe placa secundară. Pur și simplu vei ridica sursa de alimentare și vei începe să scoți conectorii. Prima mufă am scos-o, cei drept mai greu, dar am reușit. Mai urmează cele două mufe secundare care sunt prinse și ele pe placa secundară. Prima mufă a fost eliberată și a doua mufă a fost eliberată. După cum poți vedea, am scos vechea sursă care s-a defectat. Cele două surse de alimentare arată identic, au aceleași dimensiuni, nu este una mai groasă ca alta, sunt aproximativ la fel de grele. O diferență pe care o poți vedea este că sursa originală vine cu cablajele direct în ea, iar sursa secundară are cablajele trecute printr-o mufă, printr-un conector. Hai să montăm sursa nouă să vedem dacă nasul funcționează. O poziționăm în locașul ei, având aceleași dimensiuni, se va potrivi perfect. Va trebui să-i montăm și clemele de fixare. Acest lucru se va face la fel de simplu, prin așezarea lor deasupra sursei și înșurubarea șuruburilor care vor menține clemele fixate. Îți recomand să strângi cât mai bine aceste cleme, pentru că din vibrații se pot desface, șuruburile se pot slăbi. Deci strângele cât poți de tare nu afectează cu nimic. Prima clemă pe care o vom monta este prima clemă din față. Mare atenție din nou la condensatorii de pe placa de bază secundară. Încearcă să nu-i deteriorezi. După ce am fixat sursa, s-a așezat destul de bine. Uite, cam așa arată ea montată.
Următorul lucru pe care îl vom face este să îi montăm cablajele. Avem două cablaje, deci avem două cablaje, o să vezi puțin mai târziu. Primul cablaj pe care îl vom monta este cablajul cu mufă mare. Asta înseamnă că el se va conecta direct în sursă și de aici vom începe montarea celor două conectoare mici. Fiecare intră în locul lor, sursa este făcută special pentru Synology. Este un aftermarket, ca să zic așa, dar este un aftermarket foarte bun, cred că mai bun decât originalul. Încearcă să poziționezi cablajele, să nu ți iese în afara carcasei și să fixăm și cel de-al doilea opritor sau cel de-a doua clemă. După ce am fixat și a doua clemă, nu rămâne decât să conectăm cablul de alimentare către placa de bază. Aici o să înceapă surpriza și îți vei da seama că ai un cablu de alimentare mai scurt decât sursa. Aici intervine adaptorul despre care ți-am vorbit mai devreme. El are rolul să prelungească efectiv cablurile de la sursă către placa de bază. Hai să facem o mică probă înainte de a monta carcasa, să vedem dacă acesta pornește. Și haideți să-l conectăm. Odată conectat cablul de alimentare, încearcă să ții mâinile de pe margini. Nu știm exact dacă aceasta va fi încărcată sau placa de bază te va curenta. Deci încearcă să eviți orice contact cu ea când e alimentată. Am apăsat butonul de pornire și surpriză. Discul Synology sau disc station-ul Synology a pornit. După cum poți vedea, becul albastru a început să lumineze intermitent, drept urmare sistemul a început să buteze. Teoretic, după această instalare, nu ar trebui să ai probleme cu sistemul de operare pe care l-ai avut instalat inițial. Deci, teoretic, datele tale ar trebui să rămână intacte. Nu știu în ce măsură ți s-a defectat ție sursa, dar în cazul meu, înlocuirea cu una nouă a readus sistemul la starea inițială. După ce am făcut probele necesare, totul este perfect, nasul funcționează, mai verificăm încă o dată cablajele să fim siguri că sunt clipsate corect. Și nu rămâne decât să îi montăm carcasa. Instalarea carcasei se va face simplu. Vei folosi exact aceleași proceduri pe care le-am folosit în momentul când am desfăcut-o. O clipsez în partea din față, o prins pe lateral și ulterior o înșurubăm. Carcasa s-a fixat perfect, nu rămâne decât să punem cele 6 șuruburi și nasul este gata. Deci, operațiunea noastră a fost cu succes. Am reușit să înlocuim o sursă de alimentare defectă cu o altă sursă aftermarket. Din review-urile și recenziile de pe net, am citit că această sursă pe care am cumpărat-o de pe eBay este mult mai performantă, mult mai stabilă și mult mai bună decât sursa originală de la Synology. Lucru care va rămâne să-l vedem pe viitor. Operațiunea aceasta n-a durat mai mult de 5 minute. Am reușit să păstrez toate datele de pe hard disk-uri, nu am pierdut absolut nimic. Pentru a nu ajunge și tu în situația aceasta în care sursa se va defecta, îți recomand să folosești un UPS. Încearcă să-ți achiziționezi un UPS cu management, conectează-l la Synology și învață-l ca în momentul când rețeaua a căzut, Synology să-și dea un shutdown. Dacă ți-a plăcut acest video și vrei să vezi în continuare mai multe video de fix, repair, unboxing și review-uri, nu uita, apasă butonul de subscribe, apasă clopoțelul dacă vrei să fii notificat de fiecare dată când publicăm un nou video. Și până data viitoare, numai bine!